Polina Manoilă este originară din Tismana. Cunoscuta interpretă va primi titlul de cetățean de onoare. Primarul a anunțat vestea chiar ieri, imediat după terminarea recitalului din cadrul festivalului folcloric. Cred că nimeni nu poate să spună că doamna Polina Manoilă a fost depășită de cineva în domeniul cântecului popular gorjenesc, fiind fică a Topeștiului, satului Topește și a Tismanei. Este o datorie a noastră să recunoaștem aceste valori și să le respectăm. Măcar prin acest titlu pe care îl oferim, ia cătă la un moment aniversar, 50 de ani de activitate. Remarc de asemenea că doamna Polina Manoilă, de-a lungul întregii vieți artistice, a ales și a purtat ca nimeni portul gorjenesc, pe care și pe această linie l-a promovat în mod deosebit. Decernarea distincției va avea loc în toamna acestui an, cu ocazia desfășurării Festivalului Castanului. Pe lângă Polina Manoilă, o personalitate a lumii medicale va primi titlul de cetățean de onoare al orașului Tismana. Este vorba de medicul George Popescu Tismana. Pe 4 și 5 octombrie, așa cum am lăsat să se înțeleagă, odată cu sărbătoarea Castanului, care se va desfășura pentru prima dată în acest an în Tismana, dorim să înmânăm și acest titlu. Probabil va mai fi încă un titlu de onoare pentru o personalitate de data aceasta științifică de pe meleagurile noastre. De cine e vorba? Este vorba, vă pot dezvălui, de domnul dr. Popescu Tismana, a cărui activitate științifică medicală de asemenea reprezintă o mândrie pentru zona noastră. Dânsul, de-a lungul întregii vieți medicale, a ajutat oameni de pe aceste meleaguri, a contribuit la salvarea multor vieți și este sigur de datoria noastră să recunoaștem acest lucru, precum și întreaga activitate științifică dedicată medicinei. Polina Manoilă a urcat pentru prima dată pe scenă în anul 1960, chiar la Tismana, cu formația cooperativei Arta Casnică, în cadrul căreia cânta și dansa.